Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună ziua și bine v-am găsit la știri! Au străbătut sute de kilometri către București, dar într-un final au reușit. Este vorba despre reprezentanții primăriei municipiului Hunedoara și cei ai spitalului din localitate, care după nenumerate intervenții au reușit să obțină bani pentru achiziționarea unor echipamente medicale importante. 549.000 de lei este suma de bani din care se vor cumpăra două incubatoare destinate nou-născuților, dar și un sterilizator nou. Mă bucur că am reușit să aducem încă o investiție în spitalul nostru, benefică pentru cetățeni, pentru pacienți, în special pentru copii, pentru nou-născuții din Hunedoara. Este o inițiativă lăudabilă a Ministerului Sănătății de a-și întoarce privirea și către spitalul din Hunedoara. După demersuri nenumărate, iată că am reușit să aducem această finanțare și sper ca cei din secția de neonatologie să se folosească de incubatoarele pe care le aducem, precum și sterilizatorul care va deservi practic întregul spital și de care aveam mare, mare nevoie. La spitalul Dr. Alexandru Simionescu din municipiul Hunedoara, veștile bune continuă. Astfel, pe lângă banii veniți de la Ministerul Sănătății, spitalul primește suma de 61.000 de lei din bugetul Consiliului Local Hunedoara. De altfel, vineri la Hunedoara a avut loc și o ședință de îndată privind rectificarea bugetară. A fost aprobată rectificarea bugetară pentru spital. E vorba de o sumă de aproape 6 miliarde de lei vechi. Este meritul echipei manageriale de la spital, dovadă că am făcut o alegere bună, spitalul merge foarte bine și sper ca și de acum înainte să ofere servicii de calitate și să aducă finanțări pentru acest municipiu. De cele mai multe ori în Consiliul Local de la Hunedoara, anumiți aleși locali nu-i laudă pe cei care au muncit, ci își atribuie meritele oarecum pe nedrept. Acest lucru s-a întâmplat și în ultima ședință, atunci când viceprimarul localității a avut ceva de spus în legătură cu banii obținuți și evident nu i-a lăudat pe cei care s-au ocupat de bătut drumurile spre capitală. Suma de bani spre care vorbim, 549.000 de lei, vine în urmă unui contract privind alocarea din bugetul Ministerului Sănătății pentru spitalul nostru, ceea ce demonstrează încă o dată grija pe care o are Ministerul Sănătății față de acest spital și totodată a guvernului din care fac parte. Precizarea făcută cu atât de multă seriozitate de viceprimar a stârnit amuzament în rândul consilierilor locali, care s-au grăbit să-l întrebe pe acesta ce funcție deține în guvern. În glumă, bineînțeles. Funcția dumneavoastră în guvern. Da. Din care faceți parte. Și care e legătura dintre alocațiunea asta politicianistă și subiectul care îi portă de zi? Nu la fel de amuzant i s-a părut managerului spitalului acest subiect, mai ales că nu este pentru prima dată când viceprimarul, din dorința de a câștiga simpatia hunedorenilor, își asumă meritele pe care nu le are. E de domeniul fantasticului să credem că un nou născut când intră într-un incubator se gândește la un partid sau la altul. Deci, din punctul meu de vedere, sănătatea nu are nicio legătură cu politica. Politicul nu are ce să caute în sănătate, mai ales că acești domni care se laudă că au adus această finanțare nu s-au interesat niciodată de soarta spitalului și nu m-au ajutat în niciun fel la obținerea acestor fonduri. Demersurile făcute de conducerea spitalului de la Hunedoara pentru obținerea fondurilor de la Ministerul Sănătății au fost subliniate și de consilierul local Robert Mujic. Este foarte bine că vin bani la Hunedoara, nu contează pe ce cale vin, important este că vin în sănătate și important este că știu implicarea și demersurile care domnul manager le-a făcut săptămânal la București pentru a putea să ajungă acești bani la Hunedoara. Vă mulțumesc, domnule manager, pentru ceea ce faceți și vă urez succes în continuare. Lăsând la o parte jocurile politice din dorința de afirmare a unora, este bine de știut că spitalul din Hunedoara a fost declarat cel mai bun dintre unitățile spitalicești municipale din țară și deservește totodată cel mai mare număr de locuitori comparativ cu celelalte unități medicale din județul Hunedoara.
Ziua Armatei Române a fost sărbătorită în întreaga țară și în județul Hunedoara au avut loc o serie de manifestări dedicate acestei zile importante pentru poporul român. La ceremonia dedicată Zilei Armatei Române, ce s-a desfășurat în cimitirul eroilor din Deva, au participat, pe lângă militari, oficialități locale și județene. La 25 octombrie 1944, ostașii armatei noastre eliberau localitățile Carei și Satul Mare din Ardealul, răpit prin dictatul de la Viena. Anul acesta sărbătorim 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, 70 de ani de pace, 70 de ani de departe de ororile unui război care a marcat întreaga omenire. Ziua de 25 octombrie a devenit astfel un simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului românesc. Cu atât mai mult, merită azi respect și recunoaștere Armata Română. Armata României este o armată care s-a dedicat în toată istoria ei poporului român și interesului național și toate izbunzile noastre sunt legate de ea. Ziua de 25 octombrie a fost aleasă pentru a marca un moment simbolic în istoria poporului român, eliberarea de către Armata Regală Română a ultimelor localități din Transilvania, aflate sub ocupație străină la data de 25 octombrie 1944. Președintele Consiliului Județean Hunedoara s-a gândit ca pe site-ul instituției pe care o conduce să publice toate anunțurile de achiziții cu valori mai mari de 1000 de lei. Ei bine, acest lucru a fost făcut pentru ca toate societățile să poată participa, dacă doresc, la procedurile organizate de administrația județeană și nu în ultimul rând pentru a nu mai exista suspiciuni cu privire la felul în care se cheltuie banul public. Astfel, de când David este președinte, toate aceste date de interes major se află deja pe site-ul instituției județene. Am pus un regulament pentru a transparentiza achizițiile publice. Ne interesează să lumea să știe că intenționăm să cumpărăm ceva, astfel încât orice om care vinde un produs sau un serviciu să știe că la Consiliul Județean e nevoie de ce produce sau de ce poate face o persoană juridică. Odată publicate aceste informații pe site-ul instituției, la procedurile de achiziție s-ar obține un preț mai bun pentru produsele și serviciile dorite de Consiliul Județean. Atunci când avem o concurență mare, prețul și pe mine mă interesează, pentru că dincolo de un serviciu de calitate, interesează să facem și o economie. Nu în ultimul rând, președintele Consiliului Județean are în plan ca de anul viitor să se stabilească de la bun început cum trebuie să arate un plan de achiziții pe tot anul, iar toate cele necesare în instituția pe care o conduce să fie stabilite încă de la începutul anului. În comuna Râu de Mor se construiește o școală nouă. Aceasta va funcționa în satul Ostrov și, dacă nu vor apărea diverse piedici, va fi finalizată în circa un an. Însă mai multe amănunte despre acest subiect ce va fi detaliat în ediția de mâine a cotidianului Ziarul Hunedoreanului. Aflăm chiar acum de la colegul meu, Amarildo Sechei, redactor Ziarul Hunedoreanului. Bun găsit, Amarildo, te ascultăm! Bună seara! Școala care va fi deschisă la Ostrov va fi construită pe fonduri guvernamentale. Așa cum spunea Nicoleta, sunt niște chestiuni care nu țin nici de administrația locală, nici de altcineva. Pentru acest an au fost alocate 200.000 de lei pentru începerea lucrărilor. În această săptămână va fi finalizat proiectul, iar de săptămâna viitoare va fi scoasă lucrarea la licitație. Restul de bani, respectiv 800.000 de lei, ar trebui alocați în cursul anului viitor. Deci, dacă nu vor fi alte probleme, în noiembrie anul viitor, școala din nostru va fi gata. Mai mult despre acest subiect, dar și despre altele, mâine în Ziarul Hunedoreanului. Și eu vă aștept peste câteva minute la Sport Plus. Toate cele bune! Te vom urmări, Amarildo. Îți mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ai oferit. Noi mergem mai departe. Irresponsabilitate, crimă, bătaie de joc. Așa au catalogat liderii județeni ai PNL din Hunedoara ceea ce se întâmplă acum cu complexul energetic Hunedoara, grație guvernului Ponta. Adrian David, președintele Consiliului Județean Hunedoara și membru al biroului executiv din PNL, dar și copreședintele acestei formațiuni politice din Hunedoara, Dorin Gligor, au susținut la Petroșani că actualul guvern își bate joc de minerii care au votat cu Victor Ponta. Asta pentru că tot ce se întâmplă acum aici este politic și că tocmai puterea este cea care se îndreaptă împotriva celor care i-au înscăunat. Săptămâna trecută, planul de restructurare, îndelung așteptat de noi toți,
a fost respins de Comisia Europeană, mai exact s-au întors cu anumite obiecțiuni. Această situație este de natură să genereze o criză fără precedent și, din punctul nostru de vedere, fără ieșire, denotă lipsa de interes și bătaia de joc pe care au demonstrat-o cei care în ultimii ani s-au ocupat, sau bătaia de joc asupra modului cum s-au ocupat de conducerea acestei companii. Dorin Gligor a ținut să precizeze că situația de acum de la complexul energetic Hunedoara este generată doar de clasa politică de la guvernare, incapabilă să gestioneze acest colos industrial, iar scenariul pare desprins din cel de la Oltchim. Ce constat acum e o mare inconsecvență și, dacă doriți, e un spectacol ceea ce am văzut la Oltchim. S-a făcut mult circ, mult spectacol, interese majore ascunse de acest spectacol mediatic și, până la urmă, Oltchimul s-a închis. Și aici am văzut o sarabandă de directori, vin alți directori noi care nu mai au nicio responsabilitate de ce s-a întâmplat, o inconsecvență managerială absolut inacceptabilă. Gligor a atras atenția că este nevoie de cărbune de minerit și, în plus, a susținut că în luna noiembrie, mai exact în data de 19, se va discuta cu specialiștii în energie pe care i-are PNL despre o strategie mai bună. Sunt oameni pricepuți în domeniul energetic și luna viitoare vă vom prezenta și la Petroșani și la Deva viziunea Partidului Național Liberal a ceea ce înseamnă inclusiv soarta cehului. Dar totul converge acolo unde eu v-am spus în concluzie. Mai are sau nu mai are strategic România nevoie de cărbune. Strategia făcută de cei de la ISPE, care au și fost plătiți de CEH, a fost deocamdată respinsă, dar de la CEH nu am primit decât o comunicare prin intermediul biroului de presă, în care oamenii din Valea Jiului sunt oarecum lămuriți că se fac demersuri pentru viitor. În acest comunicat se arată sec, fără să fie nevoie și de prezența directorului Emil Floruț la Petroșani, că săptămâna viitoare Ministerul Energiei va transmite Comisiei o notificare prin care ajutorul de salvare urmează a fi transformat în ajutor de restructurare. Ajutorul de restructurare va putea fi folosit la conversia datoriilor și finanțarea măsurilor din planul de restructurare. Măsurile propuse prin planul de restructurare vor trebui cofinanțate și din resurse proprii ale complexului energetic Hunedoara, în condițiile reducerii progresive a costurilor și demonstrarea viabilității activității pe o perioadă de 3 ani. Restructurarea vizează reorganizarea structurală și creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate ale CEH, se arată în comunicat. Potrivit calendarului ortodox, Sfântul Dumitru, izvorâtorul de mir, se prăznuiește în data de 26 octombrie și este unul dintre marii sfinți mucenici, făcător de minuni și tămăduitor. În tradiția populară, Sfântul Dumitru uscă toate plantele și desfrunzește codrul, fiind cel care descuie iarna. De asemenea, există credința că pe 26 octombrie de Sfântul Dumitru, căldura intră în pământ și gerul începe să-și arate colții. Sfântul Dumitru este considerat și patronul pastorilor, ziua de 26 octombrie fiind cea în care ciobanii află cum va fi iarna. Aceștia își așează cojocul în mijlocul oilor și așteaptă să vadă ce oaie se va așeza pe el. Iar dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi aspră. Sfântul Dumitru a trăit la Tesalonic. Salonic, în Grecia de astăzi, în vremea împăraților Diocletian și Maximian, 284-305. Provenea din una din cele mai nobile familii din Macedonia și era admirat de toți, nu doar pentru noblețea și frumusețea lui exterioară, ci pentru virtuțile sale, pentru înțelepciunea și bunătatea sa. În ziua de Sfântul Dumitru, femeile trebuie să împartă copiilor fructe uscate, mere, nuci, covrigi și în unele zone se împarte pentru sufletul celor morți grâu fiert în lapte. Pe 27 octombrie este cinstit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Basarabov, ocrotitorul bucureștenilor. Ca în fiecare an, de bună bucată de vreme, cei care muncesc în industria cimentului din județul Hunedoara, la fabrica de la Kiscadaga, și-au sărbătorit ziua ca o împlinire a încă unei bucăți de drum din cariera lor. Sărbătoarea cimentiștilor hunedorene a avut loc duminică seara în Saldor, la Deva Mall. O sărbătoare plină, cu oameni deschiși bucuroși să fie împreună, cu momente calde, omenești, fără politică și neguri ale cotidianului.
O sărbătoare așa cum e bine să fie atunci când cei care participă împlinesc împreună încă o etapă din viața lor. Așa a fost ziua cimentistului la Devam. Alături de conducerea companiei și de invitați, oficialități și șefi de instituții, angajații de la fabrica de ciment de la Kishkadaga au petrecut împreună câteva ore de relaxare, cu discuții aprinse, cu dans și voie bună la un pahar închinat la mare sărbătoare. Au venit și cei care au lucrat în fabrică cu ceva ani în urmă, fericiți să-și aducă aminte și să povestească despre anii în care au fost în activitate. Au venit și tineri, unii dintre ei abia bătând la porțile unei viitoare cariere în domeniu. Mircea Boboră le-a mulțumit angajaților pentru eforturile depuse în a dovedi că fabrica de ciment de la Kishkadaga este un partener credibil, puternic și serios pe piață. Mircea Boboră nu a uitat să-i pună în rândul celor demn de respectul tuturor pe foștii angajați participanți prin munca lor la istoria acestei fabrici. Directorul general al fabricii de ciment de la Kishkadaga ne-a explicat faptul că, în fapt, toți angajații Carpacement sunt importanți, atât fiecare în parte, cât și toți la un loc, fiind participanți și beneficiari ai performanțelor obținute de fabrică. Evenimentul ăsta al Zilei Cimentistului e la 23-a ediție, care înseamnă continuitate. Continuitatea și seriozitatea sunt două lucruri la care noi ținem foarte mult. Toată echipa care lucrează în fabrica de ciment trebuie să se confunde cu partea de modernitate a fabricii de ciment. 20 de ani din istoria acestei fabrici au însemnat un drum cu eforturi, dar un drum canalizat spre performanță și eficiență, din toate punctele de vedere. Ce viitor are această fabrică? Păi, viitorul fabricii este, după părerea mea, un lucru cert. România, având nevoie de ciment, atât pentru ceea ce înseamnă construcții în România, cât și pentru ceea ce înseamnă mult discutata infrastructura României. Deci, viitorul e sigur al acestei fabrici. La rândul lui, liderul sindicatului Cimentul Deva, Dorin Negrilă, spune că ziua cimentistului este de peste 20 de ani un simbol respectat pe care cimentiștii și l-au dorit multă vreme. Este o zi a noastră a cimentiștilor pe care ne-am dorit-o înainte de 90 și n-am avut-o. Fiind o industrie grea, ne uitam cu jind la colegi din siderurgie, din minerii, din alte industrii grele care aveau o zi a lor și noi n-am avut-o. La 1990 a apărut și Federația Sindicatelor Cimentiștilor din România și ne-am hotărât să avem și noi o zi a noastră. Am început să căutăm de ce să o legăm. Și numai bine s-a împlinit 100 de ani de ciment românesc, deci în 1890 la Brăila s-a produs primul ciment în această țară și în 1990 am sărbat 100 de ani de ciment românesc. Am zis gata, asta este data la care noi putem să sărbăm ziua cimentistului, pentru care o semnificație aia aparte. Fabrica de ciment Kishkadaga s-a înființat în anul 1972 și a intrat în funcțiune în 1976. Este situată în apropierea Devei, în satul Kishkadaga din comuna Șoimuș. Capacitatea de producție autorizată a fabricii este de 1,65 milioane de tone de ciment pe an. Carpacement Holding a preluat această fabrică în anul 2000. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt. Fostul edil al municipiului Deva, deputatul Mircea Muntean, a cerut la prima înfățișare din procesul de la Înalta Curte de Casație și Justiție un nou termen de judecată, până la care să își angajeze avocat. Este vorba de dosarul în care fostul primar este acuzat de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau alte substanțe, aflat în stare de judecată pe fond. Mircea Muntean a ajuns în această situație după ce autoturismul său a fost implicat într-un accident rutier toamna trecută pe calea Zarandului din Deva. În urma unei sesizări telefonice, o patrulă a poliției locale din municipiul Deva a depistat pe bulevardul Decebal din localitate o femeie în vârstă de 20 de ani care cerșea. Femeia era însoțită de 3 copii minori, iar din primele cercetări a reieșit că are domiciliul în comuna Teliu, județul Bihor. Deoarece nu posedă acte de identitate asupra sa, femeia a fost condusă la sediul poliției locale Deva, unde a fost identificată, sancționată contravențional și îndrumată spre localitatea de domiciliu. Tribunalul București a dispus amânarea judecății în procesul în care afaceristul Ionuț Rudeanu, ginerele liderului PNL Vasile Blaga, este acuzat de evaziune fiscală.
Următorul termen din dosar a fost stabilit pentru 20 noiembrie. Dosarul în care este cercetat Rudeanu se află în procedură de cameră preliminară la Tribunalul București. Asta după ce procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au încheiat cercetările și au trimis cauza în instanță. Ionuț Rudeanu a intrat în vizorul oamenilor legii după ce, în calitatea sa de asociat și administrator al SC Axis Corporate Security SRL, a înregistrat în perioada ianuarie 2010-mai 2014 în contabilitatea societății un număr de 161 de achiziții fictive de bunuri și servicii care nu au fost prestate în realitate. Toate aceste achiziții proveneau de la 9 firme cu un component fiscal de tip fantomă, administrate de persoane rămase neidentificate, susțin anchetatorii. În acest mod, Rudeanu s-a sustras de la plata taxelor și impozitelor de către stat, cauzând un prejudiciu în valoare de 2.805.773 de lei, echivalentul la 646.139 de euro. Odată cu trimiterea dosarului în instanță, procurorii au instituit sechestru în vederea recuperării prejudiciului pe 68 de autoturisme, două aparținând lui Rudeanu și 66 aflate în proprietatea firmei SC Axis Corporate Security SRL. Rămâneți alături de noi, revenim după câteva minute de publicitate cu știrile din sport. Hunedoara TV și ziarul hunedoreanului te provoacă la concurs. Spune-ne care este emisiunea ta preferată de pe Hunedoara TV și în 16 noiembrie poți pleca acasă cu o bicicletă în valoare de 1550 de lei. Cum te poți înscrie în concurs? Cumpără ziarul hunedoreanului, decupează talonul, completează-l integral și depune-l în urna special amenajată la sediul redacției din Deva, strada Avramiancu, bloc H1. Mai multe detalii în ziarul hunedoreanului și pe www.zhd.ro. De 15 ani în Deva, compania multinațională Sius România s-a dezvoltat devenind una din cele mai importante companii din zonă, cu un număr de peste 8.000 de angajați în cele 7 puncte de lucru din Deva, Brad, Hațeg, Orăștie, Alba Iulia și Târnăveni. Sius România produce cablaj auto pentru mari constructori de mașini din întreaga lume. Concernul japonez Sumitomo, din care face parte Sius România, are o istorie de peste 400 de ani, evoluând de la o afacere de familie în mine. Ritul de cupru a ajuns ca în prezent să realizeze o gamă largă de produse și tehnologii în domeniul auto, energetic, informații și telecomunicații, electronică și materiale industriale, în peste 300 de companii din întreaga lume, având peste 200.000 de angajați. Beneficiind de sprijinul și colaborarea companiei mamă și a filialei europene cu sediul în Marea Britanie, Sius România și-a aliniat principiile călăuzitoare și metodele de lucru cât mai aproape de tehnologia folosită în fabricile cu experiență din cadrul grupului Sumitomo. Sius România împlinește 15 ani de activitate. În acest timp, angajații au avut parte de un loc de muncă activ într-un mediu propice dezvoltării, cu oportunități de promovare și schimb de experiențe în întreg grupul Sumitomo. Lucrează firma aceasta de peste 5 ani de zile.
și consider că este una dintre firmele cele mai serioase din zonă, o oportunitate pentru toți angajații de aici. Apreciem foarte mult faptul că este o firmă care oferă multă seriozitate. Cere muncă, disciplină, dar oferă și multă seriozitate. Mi-am dorit acest loc de muncă pentru că îmi oferă o certitudine și o siguranță a locului de muncă și a zilei de mâine. La sfârșitul acestui an se împlinesc 15 ani de când grupul Sumitomo a deschis prima fabrică în România, aici, la Deva. Succesul acestei companii se datorează în special angajaților noștri, cărora doresc să le mulțumesc pentru dăruirea și profesionalismul de care dau dovadă în fiecare zi. De 15 ani suntem cei mai buni! Am revenit în direct și continuăm jurnalul cu știrile din sport. FC Hunedoara a învins echipa de fotbal Millennium Jarmata cu scorul de 5-1 într-un meci din etapa a 9-a a Ligii a 3-a de fotbal. FC Hunedoara pare să-și fi revenit după demiterea lui Victor Oșca din postura de antrenor principal. Echipa de pe malurile Cernei a evoluat în deplasare la Millennium Jarmata și s-a impus fără probleme. Oaspeții au deschis scorul în minutul 11 printr-o lovitură de cap a lui Teci. 7 minute mai târziu, diferența de pe tabelă a fost majorată de Bozian, iar la finalul primei reprize scorul a devenit 3-0. Hunedorenii înscriind prin Daniel Creciunesc. În minutul 56, Teci a marcat din nou în poarta celor de la Millennium Jarmata. Timișenii au redus diferența de goluri, iar scorul de 5-1 pentru FC Hunedoara a fost stabilit de Darius Grigore. Cu această victorie, FC Hunedoara urcă pe locul 6 în seria 4-a din Liga 3-a, acumulând 15 puncte. Primele 3 locuri în clasament sunt ocupate de Asupoli Timișoara cu 21 de puncte, Național Sebiș 19 puncte și CSM Lugoș 18 puncte. Etapa viitoare, FC Hunedoara va juca pe teren propriu cu ocupanta poziției a 4-a, Metalurgistul Cugir, care are 16 puncte, partida anunțându-se a fi una extrem de echilibrată. Echipa de handbal feminin CSM Cetate Deva Trans își continuă drumul către revenirea în Liga Națională. Retrogradate în vară din Liga Națională, handbalistele de la CSM Cetate Deva Trans Deva par hotărâte să reia cât mai curând acolo unde le este locul. Într-un joc content pentru etapa a 7-a diviziei A, seria B, devencele au dispus la Hațeg, unde își joacă meciurile de pe teren propriu cu 32-21 de CSU Reșița. În urma acestei victorii, Deva a ajuns pe locul 2 cu 5 victorii din tot atâtea meciuri, la 6 puncte de lidera CSM Bistrița și principala contracandidată la promovarea directă, care are 2 jocuri disputate în plus. În meciul următor, de miercuri, de la ora 15, Cetate Deva Trans va întâlni în deplasare pe CSM Slatina, ocupanta poziția 4-a, jocul fiind restanță din etapa 6-a. Formația din Deva va evolua apoi tot în deplasare în etapa 8-a la Sfântul Gheorghe în acest weekend, federația urmând a stabili data desfășurării ultimei restanțe, cea din runda de debut cu Național Brașov de pe teren propriu. Cum va fi vremea la noapte și mâine în județul Hunedoara aflăm chiar acum din rubrica Meteo. La noapte cerul va fi mai mult acoperit de nori. Un grad vor indica termometrele în Hunedoara, Petroșani, Petrila, Lauricani, Orăștie, Giurgiu, Simeria și Călan. 2 grade Celsius se vor înregistra la Hațeg și Brad.
Mâine ne vom putea bucura de o vreme însorită de toamnă. Până la 16 grade va urca mercurul în termometre la Hunedoara, Simeria, Călan și Hațeg. Cu un grad mai puțin, se va înregistra la Brad, iar minima zilei de 13 grade Celsius se va înregistra la Petroșani, Petrila, Urican, Orăștie și Giurgiu. Și în municipiul Deva, în această noapte, cerul va fi mai mult acoperit de nori, iar temperaturile nu vor depăși 1 grad Celsius. Mâine devenii vor avea parte de 16 grade în termometre. Aici încheiem jurnalul de astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara TV. Urmează emisiunea Sport Plus cu Amarildo Sechei. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune. La revedere!